cum începe discuția dintre miri și un organizator de eveniment? Printre primele întrebări, într-adevăr, este și aceasta. Cum să ne calculăm bugetul evenimentului, pentru că nu știm la ce să ne așteptăm. Este firească, este normală întrebarea, însă este foarte greu pentru oricine să spună de la început ce vor urma ei să aleagă. Pentru că absolut toate variantele de furnizori, în funcție de bugetul lor, pot să le dau într-un anumit prag, mai mare, mai mic, și atunci eu nu știu de la început ce vor alege ei. Dacă vor vrea să facă, să zicem, un calcul estimativ, pot să le sugerez să pornească de la numărul invitaților lor. Să zicem, o nuntă de 200 de invitați, dacă aleg un meniu de 100 de euro, deja avem un buget de pornire de 20.000 de euro care va acoperi partea de restaurant, deci partea de meniu, care include mâncarea, băutura, plus minus tortul, plus minus candy barul, în funcție de cum este configurată oferta respectivă. Mai departe însă, real, nu știm fiecare ce va alege, pot opta pentru decoruri somptuoase, pot opta pentru decoruri la fel de spectaculoase, dar naturale și într-un buget mai mic, pot opta pentru DJ sau pentru un band. De aici intervin toate diferențele de buget pe care nu le putem intui de la început. Cât costă o coafură complexă de mireasă? Păi, o coafură de mireasă este între 200 și 250 de euro cu probă inclusă. Și asta, da, majoritatea artiștilor care practică astfel de preț, te duci la ei, practic, chiar că ți-ar termina coafura în jumătate de oră. Plătești experiența lui, vizina cum ți se mișcă mâinile, cât de mult rezistă coafura și, până la urmă, și consultanța. Faci și coafură la domiciliu, dacă mireasa are un termen foarte scurt între cununia civilă și cea religioasă și vrea, nu știu, să-și schimbe coafura între... Bineînțeles. Și serviciul acesta? Avem și servicii pentru acasă, nu doar pentru la salon. Avem și servicii de însoțire la eveniment în caz că se dorește o schimbare de coafiră, pentru că multe își schimbă rochii, au deja două rochii pentru eveniment și de ce nu au nevoie și de al doilea make-up și hair. Și atunci întreaga echipă este angajată pentru acest eveniment, deci se poate. Apropo de buget, costă mult o nuntă fastoasă cu multe flori, cu multe mirosuri, cu tot felul de accesorii? Cam așa estimativ, dacă puteți să ne dați, să nu se sperie cele care vor să aibă o nuntă frumoasă, dar se gândesc că nu se încadrează în buget și atunci zic renunț la trandafiri ca să vină nu știu ce artist să cânte. Cred că o medie pentru o nuntă ar trebui să începe undeva măcar de la 1000 de euro. Și apoi de la 1000 de euro construim cu florile din sezon sau către ce dorințe sunt ale mirese. Totul se rezumă la bani, mai ales când este vorba de o mireasă care nu știe ce să mai pună pe foaie și să se încadreze în buget. Este scump un make-up pentru o mireasă? De la ce prețuri porți? Dacă poți să ne zici așa în mare pentru cele de acasă, să nu se sperie atunci când vor să se programeze. În ceea ce privesc serviciile mele, costurile unui machiaj încep de la 150 de euro în sus. Da? Este un aspect pe care vreau să-l precizez și anume că machiajul nu se face niciodată în grabă. Le recomand mireselor să se asigure că au timp suficient pentru realizarea machiajului. Deci cumva între o oră și jumătate și două ore ele trebuie să aloce acestui lucru. Deci te-am întrebat pentru că sunt multe femei care se sperie, au tot felul de sume de la 350 de euro în sus pentru o mireasă și atunci preferă să aleagă pe cineva, vecina de jos care a făcut un curs, își cumpără ele un fond de ten care de obicei nu este în aceeași nuanță cu tenul și ajung să-și distrugă ziua anunții. De aceea am întrebat de bani, tocmai pentru ca lumea să știe exact că 150 de euro pentru o mireasă chiar nu este o sumă exorbitantă. Ia, dacă nu vrea gene din aur, probabil că mai crește prețurile. Da, prețurile de la 150 de euro pornesc în funcție de cerințe. Bun, în ceea ce vis-a-vis de ceea ce mă întrebai, dacă mireasa își permite să plătească acest preț și anume să nu arate așa cum își dorește în ziua anunții, ce putem face noi? Eu cred că, adică cumva nimeni nu se căsătorește de pe o zi pe alta. Și atunci noi avem timp să ne ajustăm bugetul în funcție de ceea ce ne dorim.
nu că sunt make-up artist, dar machiajul chiar este important, nu doar pentru poze sau pentru toți ceilalți, este important pentru noi, ne dă o altă stare, o altă atitudine și este important să ne simțim chiar frumoase și încrezătoare. Știu că din punct de vedere cost e mult de vorbit din punctul meu de vedere, mai ales că o rochie poate să fie complexă, mireasa poate să-și dorească nu știu ce dantelă, nu știu ce voal, nu știu, dar așa estimativ, cam de la ce preț pornește? Pentru că cele care urmează să se căsărească zic că își fac din timp bugetul și își alocă o anumită sumă și să știe, vreau o rochie cum e aceea cu sclipii și cu pene, dar oare mi-o pot permite? Mă bucur că ai pus și această problemă, pentru că miresele de acasă trebuie să știe că ne încadrăm în bugetele lor și atunci când ele vin la prima noastră întâlnire și discutăm despre rochie, discutăm despre ceea ce ele își doresc să poarte în această zi foarte importantă pentru ele, ne spun bugetul și atunci noi ne încadrăm și încercăm să le găsim alternative ca să ne încadrăm în bugetul lor. Poate să vină cu rochia, cu modelul predefinit de acasă sau să aleagă din colecțiile pe care le scoateți periodic? Având în vedere că este vorba de mirese și nu este clienta tip care vine și își alege o rochie din colecție pentru că le-a plăcut foarte mult, de obicei, marea majoritate a mireselor vor ceva personalizat. Și atunci, chiar dacă aleg un model din colecția noastră, vor să-și pună cumva amprenta și să aibă, poate nu decolteu atât de mic, poate vor un decolteu vertiginos sau poate dacă rochia noastră nu are o crăpătură, ele se văd cu un șliț extrem de adânc și atunci putem să facem acest lucru.